Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Despre sport vorbim azi la școala TV Dicție.ro pentru că este important pentru sănătatea noastră. Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și plămânii și ajută pe copii să-și coordoneze mișcările corpului. Copiii care practică un sport în mod constant sunt mult mai sociabili, comunicativi și disciplinați. Fotbalul este cel mai popular din România, iar antrenamentele la fotbal pot fi începute încă de la 6 ani. Înotul poate fi început de la 3 ani. Tenisul poate fi început de la 4 ani, așa cum a făcut Simona Halep. Sportiva din Constanța a ajuns pe primul loc în lume. În acest an complicat, sportul a fost oprit timp de mai multe luni. Pentru orice copil, revenirea la antrenamente este un moment de bucurie. Copiii care iubesc sportul speră ca în 2021 totul să revină la normal. Rămâneți sănătoși! Numai bine, pe curând!